Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție, Cafeaua de 10, o zi frumoasă la Târgoviște, chiar dacă vremea nu mai este la fel de caldă ca și în zilele precedente. Avem însă căldură în suflete și avem căldură în platou, mai ales că alături de noi astăzi a sosit un om căruia îi mulțumim în primul rând pentru faptul că și-a făcut timp să vină pe la noi, pe la Târgoviște, vine mai des el, dar nu chiar în fiecare zi. Domnul profesor universitar doctor Nicolae Vasile, om de cultură remarcabil pe care ne dorim să-l descoperim astăzi poate și altfel decât îl știu cei mai mulți dintre dâmbovițenii noștri, dar fiindcă și dumnealui este, nu, dâmbovițean. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ne-am propus să începem cu perioada copilăriei și îmi spuneați ceva în pauză, lucruri poate de puțin știute. Sunteți născut în comuna dâmbovițeană Ludești. Da. Sunt născut la Ludești. Este o comună foarte interesantă și aș putea spune că am descoperit-o acum mai la bătrâneze, să spunem așa, când m-am implicat un pic și în istoricul ei, și anume împreună cu Asociația Fiii Satului de acolo, că, pe care, mă rog, am fost unul dintre promotorii ei, am făcut un colectiv acolo care a elaborat o monografie. Ar fi cunoscut că Ludești e legat de Stoica Ludescu, dar nu în sensul că a luat numele de la Stoica Ludescu, cronicatul Stoica Ludescu. Deci din acea monografie, care e publicată la Târgoviște acum vreo 2009, denumirea Ludești e mai veche decât de Stoica Ludescu a preluat denumirea după Ludești și familia lui este acolo mormântată în biserica din Ludești. Deci este o comună legată de Stoica Ludescu, legată de Ion Mihalache, marele conducător sărănist, care a fost învățător la Ludești, la școala unde a învățat eu clasele primare. A fost învățător între 1902-1904, genul ăsta. Și iarăși în monografie am avut un lucru foarte interesant, că de exemplu în 1928-1930, când era un guvern sărănist la putere și cum popa din sat de acolo, popa Cercel, era unul dintre fruntașii țărăniștilor, la serbarea de sfârșit de an a copiilor din Ludești, venea marele Constantin Tănase, actorul, și le povestea la copii. Este o treabă, vă dați seama, ca istorie așa, e o treabă foarte interesantă să fii copil într-un sat acolo și să-ți vină Constantin Tănase să te distreze la serbarea cu copiii. Acestea sunt câteva elemente din monografia de care vă spuneam. Ca copil nu am avut eu prea multe timp la Ludești, pentru că în clasa a șasea, în curtea școlii, la fotbal am accidentat la un picior și pe urmă cu niște complicații pe la spitale, diferite spitale, la Găiești, la Pitești, la Mangalia, am stat în total 8 ani numai în spital. Și am făcut toate școlile. Deci până în anul 2 de facultate am stat numai în spital, nu am pierdut niciun an de școală. Acest lucru aș putea spune că dacă ne gândim la zilele noastre, e un lucru meritoriu pentru epoca de atunci. Adică să stai în spital 8 ani și să nu pierzi niciun an de școală, nu știu dacă în zilele noastre mai e posibil. În ce fel v-au sprijinit profesorii? În ce fel este că la sanatoriul de la Mangalia, unde a stat 7 din aia 8 ani, era școala în spital. Pentru că fiind boli de-astea osoase care țin mult, conducerea de atunci a Ministerului Sănătății cu Ministerul Învățământului au făcut o combinație încât să făcea școala în spital. Iar pe urmă, în facultate, primii 2 ani de facultate, stăteam în spital, chiar m-a operat în fiecare dată, dar mă duceam, învățam după cărțile profesorilor respectiv și mă duceam și gădeam doar examenele. Cu o aprobare specială la Ministerul Învățământului, pentru a-mi permite așa ceva. V-ați găsit poate un refugiu, un studiu, având în vedere problemele de sănătate? Da. Am citit pe acolo, pe unde eram,
tot ce era pe bibliotecile spitalelor ce era, pentru că eu un mod să nu te plictisești la un mod, ce să faci? Adică eu nu văd neapărat, cum să spun eu, în general omul trebuie să se adapteze la greutăți și această treabă a avut și un aspect bun, pentru că am citit enorm în spital. Pe undeva poate această pornire spre informații, spre citit, am avut-o în spital de acolo, cu toate că pe urmă la școală organizată, adică la, mă rog, la cursurile de limba și literatura română care le făceam, toate forme de învățământ, nu mi-a plăcut literatura. Îmi plătea să citesc, dar ce învățam la școală nu plăcea. Încât limba și literatura română în școala generală, în liceu, nu a fost una din pasiunile mele. După acolo, după la spital, ajungeam pe la olimpiade pe țară, chiar de fizică, de matematică, nu de literatură. Dar cum vă explicați faptul acesta, că nu vă plăcea? Nu știu, deci citeam foarte mult și rămâneam în capul meu acolo, dar ce făceam la școală și ce era așa ca obligație să vezi la școală, la partea de literatură nu mă atrăgea foarte tare. Partea matematică și fizică, da. Am fost în clasa 10 și 11, am fost la olimpiada, am câștigat olimpiada județene de fizică și trebuia să merg pe țară. Pe țară n-am mai fost, că la județ mă duceam cu salvarea, dar pe țară nu s-a putut organiza treaba și n-am mai fost. Și e valabil același lucru, învățam foarte multe fizică și matematică în spital, având timp, adică, mă rog. Mai apoi ați fost în situația în care să alegeți o carieră, să alegeți o facultate. Cum ați făcut atunci opțiunea? Ce ați avut în vedere? Deci am ales între matematică și inginerie. Am ales ingineria că am în familie, suntem 4 ingineri. Eu eram al treilea, deci aveam o soră care era studentă la Politehnică, la mecanică, aveam un frate care era student la electrotehnică, cu 4 ani, respectiv cu 2 ani mai mari ca mine. Deci pe undeva m-am luat după fratele meu și m-am dus la facultatea unde era și fratele meu. Și a fost gândită treaba, dat fiindcă eram în spital, am gândit-o să pot folosi cursurile lui, pentru că eu învățam neducându-mă la cursuri. Și în felul ăsta am învățat primit 2 ani după cursurile lui fratele meu. Fiind așa o diferență mică, erau aceiași profesori, aceleași manuale și am folosit cursurile lui. Până când au fost problemele acestea de până sănătate? Până în de facultate, adică până la 21 de ani. Cum a fost apoi perioada studenției? După aia, parcă m-am născut din nou. După aia am avut o perioadă așa de glorioasă încât toate au mers, cum să spun, mă odihneam față de ce... și în general am fost cu un pas înaintea generației mele mai permanent, pentru că cred că s-a datorat și unei culturi generale foarte solide și un învățământ de bază care l-am făcut așa cum v-am spus în spital. Adică aș putea spune că după aia toate lucrurile au mers șnur. Și inclusiv întreaga familie, m-am căsătorit, am avut copil, mă rog, și pe linie profesională și pe linie personală. Plecând de la această poveste din trecut, nu? Iată că aflăm astăzi despre Nicolae Vasile, cele 10 fețe, așa cum dumnealui le-a structurat aici și cum probabil mulți dintre cei care îl cunosc fac același lucru. Avem odată inginerul despre care am discutat, nu? Absolvent al Institutului Politehnic București, actuala Universitatea Politehnică, Facultatea de Electrotehnică, am vorbit despre perioada studenției, doctorat la aceeași facultate, mai apoi, în 1985, în domeniul motoarelor sincrone cu magneți permanenți. V-a fascinat domeniul acesta al inginerii? M-au fascinat magneții permanenți. Eu ca inginer și ca inventator și ca cercetător am lucrat mult și multe din ce se învață în România despre magneți permanenți în momentul de față sunt cărți descrise de mine, pentru că m-a fascinat de mic această capacitate a magnetului de a atrage, iar până când am început să învăț mai mult, de a crea forță din nimic. Pentru că orice altceva creează forță, bagi din priză, bagi motorină, bagi benzină, magnetul îți dă impresia că se creează forță din nimic.
în fond, este o energie magazinată în el și am aprofundat foarte mult această treabă. Aș putea spune că la doctoratul meu au fost multe dispute pe subiectul ăsta, pentru că au fost mulți neîncrezători. Nici o carte din facultate și nici o carte până în momentul de față nu trata acest subiect de motoare cu magnet permanent. A fost o oarecare dispută, dar pe urmă a evoluat foarte mult și cercetările mele, brevetele mele sunt pe așa ceva și aș putea spune că diferite fabrici și institutul pe care eu l-am condus 15 ani, Institutul de Cercetări Electrotehnice din București, produce și acum și exportă în Germania și în Israel componente de robotică, componente de aviație, toate bazate tot pe magneți permanenți. Deci pe undeva brevetele acolo s-au aplicat și se aplică în continuare. Și sunt foarte utilizate, de, cum am spus, în robotică, în aviație și mai nou în automobilul electric. Pentru că acești magneți permanenți care produc energie fără să se încălzească, deci nu trebuie să iei măsuri suplimentare de evacuarea căldurii, conduc la niște motoare mai mici care la robot sunt foarte importante pentru că trebuie să iasă un robot flexibil, dinamic. La aviație nu mai vorbim că orice kilogram cărat pe avion costă enorm. Iar la automobil electric, de asemenea, că trebuie foarte bine gestionat spațiul acolo în automobil ca să încapă bateriile, pentru că la automobil electric problema nu e că zboară, problema e că trebuie să-și care propriile baterii, care alea sunt foarte voluminoase și grele, și atunci trebuie să economisești în altă parte. Vorbiți cu foarte multă pasiune despre toate acestea, mai găsiți același entuziasm sau poate măcar la jumătate la studenții pe care îi aveți astăzi, pe care i-ați avut de-a lungul timpului? Da. Nu sunt, nu aș zice că nu găsim și acum, dar e o altă proporție. Adică eu am avut ore și înainte și acum, media era mai ridicată înainte, adică dacă într-o grupă standardă 24 de inși, înainte erau vreo 10 studenți buni. Adică înainte de anii 90. Înainte de revoluția de 90. Acum sunt mult mai specializați, adică sunt câțiva foarte pasionați, așa într-o grupă 1, 2, 3, dar cu performanțe foarte bune aceia. Ceilalți sunt mulți care probabil au alte pasiuni, alte treburi, dar, mă rog, în libertatea actuală vor să termine și facultatea respectivă, pentru că am ajuns la concluzia că nimeni nu stă degeaba. Adică, nu? Dacă aparent unul învață mai mult, unul învață mai puțin, cel care învață mai puțin face altceva. Am constatat, ori eu care sunt ca specific multidisciplinar așa, evident că nu pot, nu că îi critic, chiar îi ajut, pentru că mi se pare modelul meu de om este acesta multidisciplinar. Da. Da. Și ca dovadă și multiplele preocupări. Da. Păi continuăm atunci, da, și discutăm despre cercetătorul Nicolae Vasile, cercetător științific principal, gradul întâi la Institutul Institutul de Cercetări și Proiectări Electrotehnice din București. A introdus pentru prima dată în lume aplicarea metodei elementului de frontieră în domeniul electromagnetic în teza de doctorat din anul 1985. Pe zona aceasta ați publicat foarte multe, sute de articole, aveți 10 de cărți. Și o carte în Germania, în editura cea mai renumită a Germaniei, Springer, carte publicată în 1989. Aici a fost, eu am avut de mai multe ori un asemenea noroc să întâlnesc în viață niște persoane providențiale, aș putea spune. Și asta s-a întâmplat și cu acest domeniu. Terminasem teza în 1985 și lucrasem din literatura care circula și atunci destul de greu față de acum, adică o carte străină făceai, nu era la îndemână oricui, dar oricum, circula pe copixerul, fel de fel de literatură și aveam o carte publicată în 1978 cu cel care a introdus acest element de frontieră la nivel mondial, îi vine din mecanică, un profesor argentinian care făcuse un imperiu întreg de cercetare în Anglia, în Southampton, Carlos Alberto Brebi, îl cheamă, că trece și acum. Și eu am luat ce făcuse el în mecanică și am specializat pe electrotehnică. Nu făcuse nimeni treaba asta în lume până în momentul. Și capitolul din teza mea referitor la treaba asta e prima publicație din lume cu aplicația asta pe parte electrică.
recunoscută de profesor, că între timp am colaborat cu el, am scris cartea cu el, suntem în relații și acum. Între timp, Imperiul de la... Cum ați întâlnit? Cum a fost întâlnirea? Aveați cartea? Imperiul de la Southampton l-a mutat la MIT, deci acum el este la cea mai mare universitate tehnică din lume, cea mai renumită, Massachusetts Institute of Technology în America, deci s-a mutat cam după războiul Malvinelor. El ca argentinian în Anglia nu prea mai mergea, prea era mai deranjată. Și a mutat toată treaba asta la MIT, unde e un nume în America acolo. Și avem de vreo două ori în România, este doctor honoris causa la Universității al Politehnicii din București, ne-am întâlnit și în România de câteva ori. Întâlnirea a fost foarte interesantă. Deci acolo la el am fost cu mentorul meu din perioada aia, profesorul Răzvan Măgureanu, cu care am lucrat mult încă de în studenție și am publicat mai multe cărți împreună. Și noi nu știam de existența lui. Noi ne-am dus acolo pentru altceva la Universitatea din Southampton, ca acolo din discuție și, mă rog, când să ne facă programul de vizită în universitate, cineva de relații externe ne-a dat, de fapt, cartea de telefoane. Și uitați-vă pe cartea de telefoane universității dacă găsiți vreo unul care vă sună cumva ca să vă facem întâlnire cu el. Dar vă zic, Brebia, în cartea de telefoane, zic, nu e posibil, nu se poate, nu știu, mintea mea avem impresia că e la altă universitate, nu acolo. Îl întreb pe cel de acolo, ce nu știi mai mult, că e la altă facultate, ca peste tot, nu te cunoști de o facultate, universitate e mare. Și nu știu, dar sună-mă acolo. Sună acolo și întreabă detalii, ce da, dânsul e cu metoda, cu tare, cu da. Deci, așa, am dat, îl știam din teză, deci folosise în lucrările lui în documentare. Dă telefon, aranjează o întâlnire acolo, la el, peste vreo două zile. Când intrăm în secretariat, secretara către el îi spune, ce domn profesor, a venit tăiat în Bulgaria. Deci, Bulgaria, cam România, așa, tot. Cam așa ceva a început. Secretar. El când s-a lucrat și a venit, a ieșit în secretariat și a pus-o la punct, a zis, nu, vezi, mi-e atentă, sunt din România și așa, foarte curtenitor. Ce s-a întâmplat între timp? De ce a cerut două zile ca să ne primească? Ne-a studiat pe calculator. Deci vreau să spun, el lucra cu un calculator în America care există. În momentul de față vreau să spun să știe absolut tot despre tot ce s-a scris și s-a publicat oriunde. Și atunci, în 1985, era un calculator mare în America, cei din Anglia lucra cu ăla. Nu era prea mult, acum sunt mult mai multe. Și avea cât un listing așa despre fiecare dintre noi, despre profesorul Măgureanu, unul mai gros, despre mine, unul mai mic, na, eram mai tânăr. Și era inclusiv un articol cu metoda lui, pe care îl dădusem la revista Electrotehnica din București, la publicare, de două săptămâni era dat. Iată că și a ajuns era, acolo. Adică, nu articolul întregime, denumirea și rezumatul, adică ce să publică. Deci asta înseamnă că publicațiile noastre, așa cum erau ele aici și cum circulau ele, erau preluate, erau catalogate, erau indexate și erau pe listing-ul lui. Erau valoroase. El văzând treaba asta, într-o dată ne-a privit cu totul altfel. Nu i-a venit să cred, atunci a aflat că cineva a scris în parte electrică cu metoda lui, nu știa treaba asta. Și o să vă spun, mi-a sfârșit încă ceva, s-a întâmplat acum în alt domeniu. Și am stat de vorbă o zi întreagă, ne-am prelungit programul cu o săptămână, am stat acolo cu el, am lucrat zi și noapte, ziua în universitate, noaptea în hotel, și de acolo am plecat cu scheletul cărții care a apărut în 89, cu vreo 3-4 articole care au apărut repede după aia în revistele lui, cu un program de participare. El a venit după vreun an, doi, a venit la o conferință din România și a trimis și niște articole. Deci s-a legat o colaborare de lungă durată cu acest profesor și la București s-a făcut o latură de asta de studii de câmpul ăsta, de la Politehnica din București, care sunt acum doctori, profesori care au studiat metoda asta, că vă dați seama, din 85 până acum a crescut mult. Da, fiind o metodă cu anumite avantaje, adică cu anumite, mai există vreo trei metode doar, asta e a treia, mai erau două înainte, dar asta are anumite avantaje specifice legate mai ales de memoria de calculator și de timpul de lucru. Da, și totul a plecat de la o întâlnire providențială, cum ați zis. Cu siguranță au mai fost și altele. Mai e din una păcate, care s-a întâmplat acum câțiva ani, dar pe filozofie. O să vă rog să păstrați firul poveștii, trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Revenim în doar 2-3 minuțele.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța! Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Centrul Medical și de Recuperare Valerian Amed s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița, pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valerian mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperare. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital, și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Iată că am revenit, dragi prieteni. Continuăm discuția cu domnul profesor universitar, dr. Nicolae Vasile, om de cultură. Ne bucurăm încă o dată de tot ceea ce ne povestește astăzi. Am aflat în prima parte despre acea întâlnire providențială care v-a ajutat, nu, pe zona de cercetare. Pe zona de cercetare m-a ajutat foarte mult și m-a ajutat și cumva și pe aspectul ăsta uman, adică ieșeam prima dată într-o țară vestică în 1985 și nu era chiar așa ușor, la îndemână oricui. Știm cu toții. Pe care, de ce să nu o spun pe bună, directorul institutului de atunci, căruia i-a plăcut foarte mult teza mea și care a fost și în comisia de doctorat, profesorul Florin Tănăsescu, a zis: mă băiete, eu pot să-ți dau o primă de 1000 de lei sau poți să-ți aranjezi o deplasare la o bursă undeva în străinătate, ce alegi?
aleg deplasarea, cu toate că nu știam niciun cuvânt de limba engleză. M-am pus să învăț limba engleză în câteva luni ca să mă descurc acolo, că nu știam, nu, făcut în rusă și franceză la școală. Și unde ați fost trimis? Unde ați plecat? În ce țară? Londra, Londra, Southampton, Leeds. Astea au fost zone care... Dar providențial a fost ea de la Southampton, acolo era profesorul Birimia. Ei, a fost și, am zis, și uman, așa a fost foarte folositoare treaba asta, pentru că noi aveam cumva această gândire și e și acum în România, acum nu prea mai e, de când românii circulă peste tot, nu prea mai e această idee, dar atunci era că ăia sunt niște zmei și noi suntem niște nepricepuți. E, cu ocazia mi-am dat seama că nu e așa. Deci vreau să spun că aia însemna... Ați prins încredere exact, mai mare. Decât... Am prins o încredere în mine după treaba asta, încât aproape nu vedeam în specialitatea mea vreo limită de a face ceva. Și să știți că în cercetare pe vremea aia să investeam mult, adică puteam să încerc orice. Eu ca directorul institutului ăsta, care pe urmă a fost director 15 ani, eu n-am reușit să ofer condițiile după Revoluție cercetătorilor asemenea condiții pe care le-am avut eu când eram cercetător tânăr. Să știți că pe vremea aia în Institutul de Cercetare în România puteai să experimentezi aproape orice. Capul să te ducă și să... Nu prea puteai să comunici, nu prea puteai să publici, dar de experimentat puteai fără nicio problemă. Deci mi-a dat un avânt așa. Și așa s-a dezvoltat apoi cariera de inventator. Aia e în paralel. E în paralel cu toate că e altceva. Și părerea mea că să faci o greșeală în momentul de față, că se confundă cercetarea cu inovarea, n-are legătură. Inovarea n-are legătură nici cu cercetarea și nici cu învățământul. Inovarea este o treabă de naștere. Deci inventator de te naști. Inventator te naști. Nu te formezi, nu te educi, nu te... Adică spirit, ai spiritul și ăla care face covrigi. E unul mai inventator, mai inovator și face covrigi altfel decât ăilalți, el vinde, ăilalți nu vând. Deci sunt mari, cei mai mari inventatori ai omenirii nu au făcut școală. Deci cel mai mare inventator a tuturor timpul, Edison n-a făcut nicio clasă de școală. S-a început în clasa întâia și l-a dat afară de acolo, că a zis că e recalcitrant, care capul mare, gălăgios și recalcitrant. Și nu s-a mai dus la școală, a învățat pe acasă ce a învățat și a făcut 1093 de invenții și a revoluționat omenirea asta. Și mai sunt. Deci. Nici Benjamin Franklin a făcut școală. Pară trăzit. Deci, mari inventatori ai omenirii n-au făcut școală. Deci treaba asta că trebuie să înveți ca să devii inventator, nu. Ca să devii inventator trebuie să ai ceva în cap din naștere și să fii o persoană deschisă spre nou. Deci treaba cu invențiile este o treabă în paralelă cu cercetarea. Deci, dacă la cercetare făceam aceste programe de calculator, studii, de ce metodă, ce am vorbit cu proiectare și așa mai departe, la inovare este să ai acea sămânță de noutate încât la un moment dat să faci și alții n-au făcut înainte. Și evident că le-am legat ulterior, pentru că până la urmă când le aplici începi să ai legătură cu toate celelalte. Dar n-ai legătură când le inventezi. Inovarea seamănă mai mult cu poezia decât cu învățământul. O să ajungem și la poezie. Să știți că mie brevetele și poeziile îmi vin pe aceeași cărare. Interesant. Sunt 30 de brevete pe care... 30 pe care le aveți. Nu prea da. Mai m-am evidențiat. Cum a fost 30. Când ați obținut primul brevet? Orice treabă când o faci prima dată e fascinant. Adică eram în Venea, nu numai când am publicat prima carte, când mergeam pe București și o vedeam cartea pe la ștandurile librăriilor, nu venea să cred că era. Când s-a întâmplat asta, prima carte? Prima carte în 1983. Aia deci care... înainte de teza de doctorat. Înainte de... Păi nu, de fapt prima carte am scris-o în anul 5 de facultate. Dar nu s-a publicat într-o editură să se găsească în librării pe stradă. S-a publicat în editura Politehnicii cu circuit închis acolo, deci se vindea numai în interior pentru studenți. Da, bănuiesc că tot ați avut o satisfacție. Dar nu era pe librării. Deci acel... prima carte mi-a apărut în anul 5 de facultate cu profesorul Băgureanu de care vorbeam. Și a doua, tot așa. Deci de-abia a treia a apărut la editura tehnică pe Cară Mare și se găsea până în librării. Deci aia era cu librăriile. Primele două apărut la Politehnică, litografia Politehnică, așa se numește. Și
știi? Care erau niște cărți cu circuitul închis, erau proiectare de motoare cu manes permanenți de astea de care vorbim, pe care eu le făcusem la examenul meu de diplomă și le-am transformat în cărți. Într-o carte, da, să nu rămână undeva într-un sertar, da, uitat. Și nu și le-au folosit studenții, pentru că eu imediat în toamnă, după ce am terminat, am rămas asistent acolo și făceam cu studenții și le foloseam crocheli. Mai povestiți-ne despre zona aceasta. La treaba cu inovarea, aș putea spune că satisfacția mare pe care am avut-o ca conducător și ca inventator, dar și ca conducător, este că am reușit totuși în perioadă, am reușit, mă rog, nu singur, dar într-o echipă cu mai mulți din zona structurilor guvernamentale de cercetare și de la alte institute și la patronatul cercetării, unde am fost vreo 16 ani vicepreședinte, totuși această treabă cu inovarea a mai continuat, n-a murit după Revoluție. De ce? Pentru că într-o structură de asta economică, cu structuri guvernamentale și economice și de cercetare, dar și structuri din astea alte de neguvernamentale, mă refer la patronate, asociații, camere de comerț, s-a reușit să se păstreze o legătură și să participe aproape toată anul la marile saloane de inovare din lume, care sunt, mă rog, Geneva și Bruxelles, astea cele mai mari din lume, domeniu, în care s-a reușit să delegații de români să participe acolo și sunt premii foarte spectaculoase luate de români, chiar și în ultima perioadă, aș putea spune, ce se întâmplă, medaliile alea sunt multe, când au zis că au luat medalii, dar sunt marile premii care e unul singur într-un an. România a luat marele premiu la Bruxelles odată, la Geneva, dacă nu mă înșel, de vreo 3 ori. Ultimele 2 au fost cu scannerul ăsta mare, care scanează vagonul, care scanează... El e unul în lume, deci ăla e un fel de campion mondial al inovării în anul ăla, nu? Nu sunt sutele alea de medalii care... România a ajuns să aibă treaba asta și satisfacția personală în această implicare este că m-am implicat atât cu institutul care conduceam, cât și cu Camera de Comerț la organizarea standurilor României, iar ca inventator, ca specialist, am fost în jurile respective, am fost în juriu și la Geneva și la Bruxelles, în jurile internaționale care jurizau, deci nu mai participam cu revete, pentru că în momentul când ești în juriu, nici nu jurizezi lucrurile proprii. Dar am fost în juriu ani buni, până când nu mai m-am dus, că la un moment dat, de când am trecut pe partea asta umanistă, pe literatură, nu prea am mai avut timp să mă deplasez. Unele dintre lucruri am mai renunțat la ele. Deci această satisfacție, în afară de brevetele proprii care s-au aplicat, se aplică. Deci institutul lucrează și acum în domeniile pe brevetele astea și exportă. Este că am reușit să ținem vie flacăra asta a inovării în România. România în clasamentele internaționale de inovare, aș putea spune că nu stă rău în momentul de față. Nu stă rău la premii și la promovarea de soluții. Stă rău la aplicare. Nu le aplicăm, pentru că dacă economia nu merge, nu le aplicăm. Și mai e o altă treabă. Aici e o treabă de mentalitate. Nici nu le vindem. Eu am propus, soluția mea ar fi fost să le vindem. Mai bine să le vinzi, pentru că altfel se expiră și nu mai au valoare. Deci un brevet e valabil 15 ani, e protejat 15 ani. Dacă nu l-aplici în acești 15 ani, el devine bun public și nu mai ai niciun rămâi. Mă rog, cu istorie că l-ai brevetat, adică valoarea morală. Dar valoarea economică nu, că nu mai e protejat. Ori dacă el, eu asta le propun la inventatori și la structurile care spuneam, dacă un timp de nu ai reușit să-l aplici, vinde-l. Vinde-l că la un moment dat expiră. Da, e bine, deci știut, poate cineva ne mai urmărește și se află în situația există aceasta. Există o reținere, da, vinde brevetul. Are un fel de valoare sentimentală. Da, valoare sentimentală rămâne, cu toate că dacă îl vinzi, da. Valoare sentimentală rămâne că l-ai inventat. Rămâne, l-ai inventat cu tare, dar l-a aplicat cu tare, rămâne. Nu, există și categorii de vânzare în care vin și dreptul de, adică în sensul că nici mai ai voie să spui că l-ai al tău. Da. Există diferite forme de vânzare, dar eu insist, în orice condiții, dacă nu l-aprinzi, mai bine îl vinzi. Ne
Menționați în trecere așa mai devreme despre faptul că ați fost vicepreședinte al Camerei de Comerț, ați condus institutul, ați avut tot felul de funcții de conducere. La un moment dat apare aici că ați fost și conducătorul clubului de dans sportiv. Da. Și unde chiar ați fost campion național? Da, am avut la un moment dat la institut, aveam într-o colaborare cu sindicatul, am înființat un club de dans sportiv care erau copii, nepoții ai salariaților și care a luat o amploare, chiar am avut o satisfacție de asta artistică, să spun așa, a luat o amploare, l-am înființat până 95-96, cred, și din, cam până 99 am ajuns de aproape toate titlurile din România, erau luate de clubul nostru, se chema Terpsi Dava ICP și printre dansatorii vioara întâia noastră, se cheamă, vedeta clubului, era Mihai Petre. Mihai Petre de la ProTV. Da, dansatorul, da. Dansatorul. Deci Mihai a fost de la clubul nostru. Și a avut o fată de acolo, taxul ca în institut, Raluca Dumitrache, care a fost prima lui parteneră, pe urmă a schimbat partenera, a luat-o pe, nu scapă numele, fata sa din Polonia, cu care s-a și căsătorit ulterior. Deci pe dans am avut așa această satisfacție, credeți-mă că pe un weekend-uri mă duceam după ei pe la concursuri, pe unde se duceau, pentru că chiar îmi plăcea să... Seara, după ce semnam toate alea pe acolo și plecam spre casă, mă duceam până la sala de antrenament al lor, pentru că cine nu știe, e o muncă enormă, la orice faci performanțe, ceva enorm de greu. Adică copiii ăștia veneau după programul, după școală, când aveau ei acolo. Eu plecam până la 7, 8, 9 din institut și îi lăsam acolo. Deci uneori stăteau și până la 11 noaptea la antrenament, la clubul de care era în interiorul institutului acolo. Dacă vă spun cea mai grea problemă care am avut-o cu ei, era că erau niște câini în curte pe acolo, era o curte mare, o curte de 10 de hectare, cu multe clădiri, un campus întreg. Și problema cu ei era că câinii ăștia, când se face întuneric, devin cam periculoși. Și era o problemă întreagă și asta. Când plecau. Nu au fost incidente. Nu am avut incidente, dar eu temerea o aveam. De ce? Pentru că am avut incidente nu cu copiii ăștia, am mai fost cu alte cazuri. Cu alte. Bine, acum problema asta s-a cam rezolvat. Nu prea mai sunt câini așa în apoda, dar la vremea respectivă era o problemă și pe stradă. În anii numai... 90, în sfârșitul anilor 90. Da. Deci a fost o perioadă foarte plăcută cu clubul de dans. După aceea, când au crescut ei, și-au făcut fiecare clubul lor. Acum dansatorii noștri renumiți au toți cluburile lor, sunt adevărate personalități în ale dansului. Vorbiți-ne și despre celelalte instituții pe care le-ați condus, nu la fel de, cum să zic, atractive din punct de vedere artistic, aproape deloc, nu? Cum a fost experiența de acolo? La institut am vorbit de tot. La Camera de Comerț aș putea spune că am ajuns datorită preocupării mele în domeniul surselor regenerabile de energie. La un moment dat, când eram membri acolo, mergeam pe la ședințe, dar la un moment dat, eu susțineam destul de mult acest domeniu cu sursele regenerabile și la un moment dat am constatat acolo un număr destul de mare de oameni de afaceri care erau interesați în acest domeniu. Și când, într-o conjunctură care s-a format la vremea respectivă, care ea... se regăsește până anumite literatură făcută de mine, dar va fi un roman dedicat mai încolo, care va fi mult mai dedicat acestui... Deci în cartea aceea groasă sunt multe date, multe despre aceste evenimente. După 20 de ani știință și prejudecăți, iată, deci dacă acolo... vine și un coleg să... Da, ar fi și mai bine. Acesta este un volum care a apărut prima ediție în 2010 și a doua ediție în 2015. Și care prezintă cam ce s-a întâmplat în economia și cercetarea românească în primii 20 de ani de după Revoluție. Prin gândirea mea, adică sunt multe comentarii ale mele, dar și multe interviuri pe care le-am dat la vremea respectivă în presa mare, adică în presa care la vremea respectivă era foarte... foarte puternică, avea un cuvânt de spus.
Iată aceste volume, mai multe chiar, cu care ați și venit astăzi și aș vrea să mai vorbim și despre ele din zona de cercetare și de, mă rog, nu putea să aduceți 100 și... Da. La cameră, ulterior, după ce am... Eu am fost șeful secțiunii industrie. Președintele secțiunii industrie, tot timpul cât am fost acolo și așa ca preocupări. Șeful industriei pe total pe România, iar pe București eram, mă rog, șeful secțiunii București în toată țara, care pe industrie m-am ocupat în afară de surse regenerabile, care am mult timp mi-am folosit pentru promovarea programului de surse regenerabile de energie și după cum vedeți s-a crescut foarte mult. Am avut multe evenimente prin Dobrogea, mai ales în perioada respectivă de promovare a surselor regenerabile. Pe urmă, automobilul electric. Problema, în general, industria auto, în secțiunea noastră de industrie, l-aveam membru în birou de conducere a secțiunii, pe domnul Stroie, directorul general de la Dacia și, mă rog, domnul Stroie, care e o statuie din punctul meu de vedere și care e tot dâmbovițean al nostru, este din Hulubești, tot vecin cu Hulubești. Ne cunoaștem de la țară, de acolo. Da. Domnul Stroie a făcut enorm pentru industria auto-românească. Cred că dacă aveam mai mult domnul Stroie pentru România, România o ducea mult mai bine zilele noastre. Un om foarte priceput și foarte patriot. Este, în materie de industrie, e idolul meu. Și la nivel de București am promovat o rețea care este și acum în sectoare, mă rog, unele sectoare mai păstrat, unele nu, de structuri de consultanță pentru antreprenoriat, pentru făcut IMM-uri, pentru treaba asta. La vremea respectivă, mi-amintesc, în calitate de conducător al Camerei București, am semnat cu toți primarii de sectoare asemenea. Dacă nu mă știu, în sectorul 2 am avut chiar 3 centre de astea, alea alte câte unul. Și care au avut rezultatele respective la vremea. Deci ați avut satisfacții, v-ați înțeles cu toți. Da, 8 ani am stat acolo. Este iarăși o zonă foarte interesantă și una despre care poate noi dâmbovițenii știm mai mult, legată de activitatea în domeniul academic. Sunteți profesor universitar și la noi aici, la Universitatea Valahia din Târgoviște, conduceți doctoranzii de la inginerie electrică, așa cum bine ați menționat, totodată și în București activați. Cum a început? Nu, acum nu mai activez la București. Deci am activat la București din 1978. Cum am terminat facultatea, imediat toamna... Nu, eram la institut cu... Deci eram angajat la institut, iar la Politehnică țineam asociat seminarii, laboratoare, pe urmă cursuri. Din 78 am început. Acum să nu vă imaginați că să lua de la Politehnică vreun ban. Nu, activitatea de la vremea selectivă se făcea în cadrul... Deci o făceam pentru că era în colaborare cu conducătorul de doctorat și în această colaborare cu conducătorul de doctorat făceam seminarii, proiecte cu studenți. Lucru care ar trebui și astăzi îmbunătățită mai mult această treabă, dar acum vreau să spun că dacă la vremea respectivă îndrumătorul de doctorat îți spunea treaba asta să o faci, o făceai și erai mândru că o faci, acum la doctoranții mei, dacă din când în când îi mai pun să facă o treabă de genul ăsta, asta că le cer eu ca îndrumător, nu că intră în norma lor de muncă, nu prea cu atât entuziasm, pentru că în momentul de față, v-am spus, fiecare mai face și alte treburi și timpul costă mai mult ca atunci. Ei, la un moment dat, știți că ce s-a întâmplat cu Universitatea Valahia din Târgoviște e un fenomen, cred că cel mai pozitiv fenomen de după Revoluție din județul Dâmbovița, și primul rector a jucat foarte inteligent această carte. De exemplu, eu am venit să colaborez la Valahia primind o scrisoare acasă. Deci a luat bazele de date cu oameni din diferite poziții din țară care s-au născut în Dâmbovița și mi-a spus, s-a găsit la Târgoviște o universitate, așa și pe adicolo, dumneavoastră sunteți născut în județul Dâmbovița, sunteți o personalitate în domeniul cu tare, zice, da, nu vreți să colaborați, ceva de genul ăsta. Și am venit 93.
Oprea, domnul Oprea era, domnul Coplă. O parte din specialiștii noștri de la institut în surse regenerabile s-au mutat aici și în jurul lor s-a format Facultatea de Inginerie Electrică. În jurul nucleului respectiv, în frunte cu profesorul Ariu, care a fost decan, 8 ani primul decan, și care el fusese subalternul meu la ICP. Deci el a venit la ICP aici. Și alții, da, el era... Și în jurul lui s-a format Facultatea de Electrotehnică și eu am predat acolo, asociat, pentru că nu aveam cum să plec de la un institut care îl conduceam. N-am, baza o aveam acolo. Eram directorul general. Dar veneam și în cinemările. Și... la un moment dat, când nu am mai fost în funcție de conducere nici la institut și nici la Camera de Comerț și s-a pus problema să, mă rog, să-mi reprofilez un pic activitatea de bază, am avut ales între Politehnica din București și Valahia din Târgoviște și am ales Valahia. Și mi-am mutat... O alegere pe care ați făcut-o cu sufletul, probabil. Am făcut-o cu sufletul, da. Și... am mutat și conducerea de doctorat de la București, deci la București aveam inclusiv conducerea de doctorat, am mutat-o aici nu era, deci inginerie electrică, treaba de conducere de doctorat s-a făcut atunci odată cu mutarea mea aici. Și pe urmă m-am mutat cu baza, cu norma, cu totul aici. Strându-mi niște activități de-astea de asociații, eram președinte la diferite asociații, fundații în continuare, pe care mi le-am, sau membru la Academie, pe care mi le-am preluat, mi le-am mutat pe Valahia. De exemplu, am condus 8 ani Consiliul Științific al Reprezentației Organismului Mondial al Energiei în România, o structură de vreo 150 de cei mai mari pe ceași energie în România, în acest Consiliu Științific, pe care am ajuns acolo fiind la București, dar pe urmă l-am condus în continuare încă 2 mandate în numele lui Valahia. Deci Valahia la vremea respectivă și mai... Deci Valahia la vremea respectivă conducea Consiliul Științific al Energiei pe toată țara. Patronatul din surse regenerabile este în continuare condus la Valahia, președinte profesorul Olariu. Deci în acest și institutul ăsta care s-a făcut la Valahia, el e fundamentat pe energie, pe surse regenerabile, pentru așa s-a datorită investiția respectivă, evident cu eforturile deosebite ale rectorului Cucui și la vremea respectivă, atunci s-a făcut când era dânsul rector. Dar fundamentarea s-a făcut pe surse regenerabile de energie și a avut la bază aceste precedente ale lui Valahia în acest domeniu de poarte de vârf. Și care continuă. Dar între timp s-au trezit și ceilalți și n-aș putea spune că în momentul de față lupta mai e de la egal la egal, pentru că totuși politicile celelalte din țară în frunte cu Bucureștiul au forță. Dar Valahia e în continuare în nucleul conducător acolo. Deci între București și Târgoviște ați ales Târgoviște. Ați fost pus probabil și în situația de a alege între România și o altă țară. Da. Cum ați... Nu cred că aș putea trăi în altă țară. N-aș putea. Deci vă spun că încă din Anglia din 85, din America din 87, din Italia în 96, unde am stat perioade mai lungi așa, ca expert, deci în Italia am fost ca expert NATO și am avut o bursă de 6 luni, am avut oferte, am și acum, am oferte lunar 2-3. Nu aș putea să stau pe o perioadă îndelungată plecat în țară. N-ați avut niciodată o urmă de regret? Poate pentru că aici, după, mai ales după Revoluție... Nu, v-am spus sentimentul care l-am avut când am fost prima dată și mai ales mi-am întărit când am fost în America în 87, că nu e o diferență de consistență, ci e o diferență de abordare. Deci v-a întărit... Mi-a întărit cine și sunteți. În continuare susțin această treabă. Și pe undeva, la partea filozofică, dacă trecem, părerea mea este faptul că mulți români să realizează extraordinar în străinătate, este că e o treabă de sistem. E o treabă de sistem. Deci ei acolo intră cu dotarea lui nativă și intelectuală, intră și cu eforturile care le-a făcut de învățare, intră într-un sistem care funcționează și ajunge la niște rezultate. Deci nu aici, deci niciodată nu mi-am pus problema că un român este mai puțin dotat. Din contră, am toate elementele, spun că e mai dotat decât alții. Problema noastră e sistem.
Problema este inconsistența sistemului, adică de multe ori începi un proiect, începi un program, nu-l termini, după primii ani scade finanțarea sau o taie de tot și așa mai departe. Deci e o treabă de sistem, de inconsecvența sistemului, nu de dotarea oamenilor. Din păcate, noi acum trebuie să ne oprim iarăși, însă mai avem de discutat și nu o să vă lăsăm să plecați și sper să mai puteți rămâne alături de noi măcar 20 de minute. Mai avem de discutat despre scriitorul, ziaristul, graficianul, actorul, filozoful autodidact Nicolae Vasile, asta după o scurtă pauză iarăși de publicitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Centrul medical și de recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz, vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița, pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicina recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperare. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței, vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital, și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm.
cele mai interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici. Interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici.
Iată că am revenit, dragi prieteni. Continuăm discuția la cafea astăzi cu invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Nicolae Vasile. Am discutat despre zona de cercetare, despre mediul academic, despre managerul Nicolae Vasile. Haideți să discutăm și despre latura care vă preocupă mai mult în ultimii ani. Scriitorul Nicolae Vasile. Avem aici câteva dintre volumele pe care le-ați publicat, altele decât cele din domeniul științific, și poezii, proză. Avem aici, iată, Dominoul Iubirii. Când a apărut cartea aceasta? 2015. Deci în 2015. Ce anume v-a făcut să vă apucați de scris, serios? Ne-ați povestit din perioada liceului că vă plăcea foarte mult să citiți. Eu scriu și proză și poezie și eseu și teatru. Fiecare formă de scris are povestea ei separată. Eseul, am început cu eseuri pe care niște mini-eseuri le-am început să le scriu când eram director la ICP, 4.000 ceva de oameni cu care trebuie să comunici, și la un moment dat am găsit că o formă de comunicare era prin niște editoriale la revista cu circuit închis a noastră, aveam o revistă internă, la care editoarele respective, ulterior am constatat că erau adevărate eseuri. Ele aveau denumirile, toate aveau un tipic de genul. Despre cercetare, despre învățământ, despre imagine, despre și așa mai departe. Și cred că am scris vreo 2 ani editoriale din acestea. Și ce am constatat, că este un mijloc foarte bun de comunicare cu salariații, pentru că salariații le citeau și păcant. Și de multe ori, ce se întâmplă? Uneori reacționau. Dom'le, acolo ai scris așa și uite, când mi-ai dat mie o decizie pe treaba asta, te-ai contrazis. Și uneori aveau și dreptate. Deci am început ca mijloc de comunicare aceste eseuri. Eseuri care au fost, mă rog, erau așa de 3, 4, 5, maxim 7 pagini, ca mijloc de comunicare. Ulterior, am scris cărți de eseuri, sunt vreo 3 cărți întregi. Pentru eseu ați luat și acel premiu. Pentru eseu am luat și un premiu aici la Societatea Scriitorilor Târgovișteni. Este o carte publicată aici care se cheamă Reinventarea omului și care de acolo am pornit o idee cu analiza cumva, cu o analiză matematică bazată pe teoria sistemelor și pe entropie, a modului de gândire umană, a modului de comportamentului uman. Deci totul poate fi tradus în cifre. Da, nu în cifre, în grafice, hai să zicem, în cifre, în ultima instanță. Deci omul, în esență, este un super sistem. Deci omul funcționează ca un super sistem automat până la urmă. Și evident că dacă reușești să interferezi cu el, poți să intuiești anumite lucruri și să anticipezi anumite lucruri. Din acea carte de eseuri de inventare a omului au rezultat pe urmă toate celelalte. Au o legătură cumva cu aia. Și de acolo s-a desprins un capitol acolo care se cheamă Omul Ciclic, care de acolo a pornit o întreagă trilogie, care am botezat o trilogie ciclică, care a început cu Omul Ciclic. Deci Omul Ciclic întâi a fost capitol în acele seu, pe urmă a devenit cartea Omul Ciclic, volum de versuri, pe urmă a apărut Universul Ciclic, un poem întreg. Deci Universul Ciclic e un poem, toată cartea, deci este un poem de 300 de strofe și care tratează filozofic toate, cum să spun, părțile evoluției Universului, geneza, apoteoza și apocalipsa, și terminând cu cea lansată acum în ianuarie, deci a apărut în decembrie, lansat în ianuarie, Românul Ciclic,
românul ciclic care este o colecție de mini-eseuri, dintre care unele chiar așa se cheamă, sunt două esențiale. Unul românul ciclic și unul se cheamă analiza constructală a existențialismului român, care printr-o metodă nouă promovată de profesorul Bejand în America, unul dintre cei mai mari cercetători a omenirii în momentul de față, a introdus o metodă nouă, se cheamă teoria constructală. Am făcut o analiză a existențialismului român cu această teorie constructală. Cu profesorul Bejan era fost o întâlnire providențială ca și cu Brebia. Ne-am cunoscut, mă rog, fără să aprofundăm prea mult relația, în 1993, la întâlnirea cu diaspora de la Sinai, a fost o întâlnire a conducătorilor României cu diaspora în 93. Dar apoi ne-am întâlnit acum vreo 3 ani aici la București, când și-a lansat aceste două cărți despre un volum mare cu teorie matematică, 700-800 de pagini despre teoria asta constructală provenită din mecanică, din teoria curgerii, și una mai filozofică, așa mai povestită, care le-a lansat la... Ele sunt aportate amândouă editura Agir și l-a lansat la Academia Română. Și aici am aprofundat această discuție. Când i-am trimis articolul ăsta, a apărut indica articol undeva și e capitol de carte aici, când i-am trimis asta acum vreo câteva luni, s-a arătat foarte entuziasmat, pentru că nu și-a imaginat vreodată cum Brebia a fost foarte, cum să spun, entuziasmat că cineva s-a apucat să aplice metoda lui în electrotehnică, el gândind o mecanică. Bejan a fost foarte surprins când a văzut că cineva aplică metoda lui teoriei constructale în filozofie. Pentru că studiul existențialismului e o problemă filozofică pe care a studiat-o Ionescu, Noica, Pleșu, Patapievi și așa mai departe. Și această analiză este făcută matematic, cu niște concluzii. Acum, chiar azi am întâlnire cu un filozof aici după partea a doua zilei, în care să mai ne uităm un pic de vedere filozofic pe capitolul respectiv, pe urmă să-l traducem în engleză și să-l trimitem profesorului Bejan, care îl va băga în toată rețeaua lui dânsua. Ceea ce pentru noi, pentru Universitatea Valahiei, ar fi o treabă foarte spectaculoasă, pentru că ar avea, cum să spun, de data asta această treabă ar pleca de aici, pentru că peste tot pe unde publicații respective apar pe ele numele lui Valahi. Adică dacă cea cu Brebia am făcut-o numele Politehnicii, numele IPE-ului, asta cu teoria constructală e pornită pe Valahi. Și în curând o să fie gata această treabă. Vreau să mai am această discuție cu un filozof, să zicem așa, un filozof profesionist pentru pe subiectul respectiv. Aceste... Ele se întrepătrund toate acestea și, mă rog, revenim la debut. Romanul, deci dacă eseurile au început cu comunicarea cu salariații, romanul este un roman, primul roman care a scris Punctul de Sprijin, a apărut în 2000, nu este aici, este autobiografic și a apărut în 2000. Punctul de Sprijin, erou principal e mama, ideea de mamă. Deci mama e punctul de sprijin. De ce ați plecat de la gândul acesta? Am avut o premoniție pe undeva. Eram în Italia, am stat vreo 6 luni acolo și maica mea a fost foarte bolnavă. A murit la scurt timp după ce m-am întors de acolo. Am avut așa, nu puteam să dorm, aveam așa un presentiment că e ceva rău. Ați avut o relație foarte bună cu mama. Și pe urmă... cum să spun eu, în general scriitorii, creatorii de toate felurile, asta e forma lor de manifestare. La un dat se acumulează în ei niște trăiri foarte puternice și ori încep să scoată din ei și să picteze, să sculpteze, să scrie, ori nebunesc. Că e și asta o formă. Ori și una și alta. Deci, din punctul ăsta de vedere, pur și simplu, descărcarea respectivă, eram la Milano, cartea respectivă scrisă la Milano, descărcarea asta pe care am avut eu față de trăirea asta care o aveam față de maică mea, a fost acel roman. Un fel de terapie prin scris. Terapie prin scris, da. De fapt, acum se practică ideea de terapie prin, mă rog, terapie orice prin Noica, terapie prin Cioran, terapie prin Nietzsche, terapie prin Schopenhauer. În realitate sunt diverse forme de terapie
până filozofie, până scris, până poezie, până muzică. Și deci pe undeva romanul a pornit la terapia prin scris. Poezia, care vine pe aceeași cale cu care vine tot pe calea asta, cu toate că cele patru volume de poezie sunt preponderent de poezie filozofică și de dragoste, n-am început de la așa ceva. Am avut așa tot un caz cu totul deosebit. Aveam un prieten la Constanța, colaboram foarte strâns cu el acolo, inventator, profesor, coleg acolo, care de câte ori mergeam la Constanța cu alți trei prieteni de acolo, de obicei stăteam o seară, mergeam la un restaurant, ne simțeam foarte bine. Și la un moment dat, când m-am dus, fără pregătire prealabilă, pur și simplu ne întâlneam. Eu avusesem un accident, căzusem după casă, căzusem, mă rog, aveam un picior, am avut o cădere urâtă. Și când m-am dus acolo, n-am dat de niciun. Toți prietenii mei de acolo, inclusiv el, prietenul ăsta, cel mai bun inventator, au murit toți în aceea zi și au prins infarct. Exact în ziua când eu am căzut după casă. Câți dintre prieteni? Câți prieteni? Trei. Trei prieteni? Trei prieteni și infarct în aceea zi. Iar eu, exact în ziua când eu am căzut după casă. Ei, asta m-a zdruncinat, evident. M-a zdruncinat așa, mental. Și am scris o poezie lui. E până în volumele astea, pe undeva, poezia asta. Aia a fost prima. Care a fost preluată, a apărut în revista care a apărut dedicată lui la mormântarea ta. Atunci, bine, nu era cum e acum, poezia mai lungită. După aia, la inițial, atunci am scris două strofe. Și care... v-ați descoperit latura aceasta, poetică. După poezie. Și acum, în ultimele, din ultimele cinci lucrări, trei sunt de poezie. Deci, cum ați menționat, omul ciclic, universul ciclic? Deci una nu este aici. Deci este de poezie, este omul ciclic, este universul ciclic, taxa lui Caron, și este una care e acum în editură, se va chema Grădina Domnului. Interesantă. Despre ce o să scrieți versul în această ultimă carte? Acolo, la Grădina Domnului, e vorba ce se întâmplă și despre animale foarte mult. Dar și despre oameni. Deci anumite aspecte ale oamenilor, dar și despre animale. Câini cu pisici și, de fapt, este un eseu despre câini și ăsta, românul ciclic. Îmi plac foarte mult animalele, mai ales câinii. Vă plac câinii? Foarte. Aveți, nu? Și am avut și când mi-am murit, atunci am scris despre câini. Sunt vreo 6 poezii și un eseu scris de pe câini, care le-am scris când mi-a murit câinele la 18 ani. Atât de atașat eram de el încât nici acum nu pot vorbi chiar lejer de moartea lui. Da. Este acolo, se cheamă Viață cu două viteze, ăla este eseul despre cățel, despre câini. Eu am deschis la despre politică. Ați scris și despre politică. Și despre politică am scris, da. Ce ne spuneți despre politica de astăzi, domnule profesor? Despre politică, cum să spun, trebuie vorbit serios. Nu sunt adeptul vorbit bășcălioase despre politică, pentru că politica este un lucru foarte important. Și amintesc aici, pentru, mă rog, cine a citit așa ceva, că Cioran includea extazul politic între cele patru forme de extaz despre care Cioran a scris. Cioran a scris despre extazuri, asta a fost latura lui foarte mare. Și el enumera acolo extaz politic, extaz poetic, extaz muzical și extaz, nu mai amintesc, patru forme de extaz. Deci Cioran introducea, e adevărat că el a cochetat cu extazul la politic și nu i-a fost chiar avantajos, pentru că a fost, nu, mă rog, ce a scris el despre politică ulterior a renegat în mare parte, dar asta înseamnă că, mă rog, filozofii mai ai omenirii și au tratat subiectul politic și general și de la greci încoace politicul a fost tratat și trebuie tratat serios. De ce? Pentru că o societate nu poate exista fără politic. Noi trebuie să facem eforturi ca politicienii să fie mai serioși, să fie mai educați, să fie mai responsabili, să fie
toate cele bune. Dar ideea că o societate poate fi fără politic, trebuie să o abandonăm. Pentru că de multe ori aud treaba asta, fără partide, fără politică, e o prostie. Eu care n-am făcut nicio politică, spun treaba asta, deci am fost membru de Partid Comunist. Pe vremuri, habar, n-aveam ce înseamnă aia, dar eram membru acolo făcut. De ce pentru n-ați, că pe, n-ați fost... îi făcea pe toți care erau meritorii pe acolo, îi făcea. Așa, erau vremurile, da. Dar după aia n-am avut. Și am exclus treaba asta din stat. Deci eu am fost, mi s-a propus să fiu ministru industriei pe 3 ianuarie 1990. Și am refuzat. Din ce considerați? Deci am refuzat latura asta politică. Și acum mă fericit. Deci am avut... Aveți o împăcare, o liniște sufletească. Dar, deci, dar atenție, faptul că eu am decis să nu intru în politică, nu fac politică, să nu înseamnă că... Toți trebuie să facem asta. Că toți trebuie să facem asta. Cu cât intră oameni mai mulți roșii în politică, cu atât va fi mai bine. Cu atât, cu cât societatea prin presiune face ca politicienii să fie așa cum am spus mai devreme, mai, cu atât mai bine. Deci, dar să ne scoatem în cap ideea că există o societate fără politicieni. Unii dintre ei riscă foarte mult, să știți. Am cunoscut, vă dați seama că la modul meu de viață am cunosc foarte mulți politicieni. Unii s-au sacrificat foarte mult, unii au murit, unii au făcut infart, unii au făcut... Deci știți că nu e... Și aceeași idee preconcepută este despre oamenii de afaceri. Și despre oameni de afaceri să vorbim. Că sunt incult, că sunt așa, nu e așa. Oameni, unii dintre ei se sacrifică ca să dea loc de muncă la alții. Asta nu înseamnă că toți sunt nici așa. Dar să știți că sunt oameni de afaceri de un nivel de cultură extraordinar și care nu apar în față, nu știe lumea de ei, cu o dorință de a sprijini cultură, mă rog, diferite forme de cultură, de, ca să nu mai vorbim că poate și să chiar a rămas în lumea actoricească, în lumea oamenilor de cultură scriitoricească. Este foarte pomenit Antonescu, care era pe la turism, undeva a fost ministru, și când a fost el deputat și răspundea pe Comisia de Cultură, el a introdus și oamenii de cultură îl venerează pur și simplu. Și era un om de afaceri. A introdus aceste pensii suplimentare pentru oamenii de cultură, care unii dintre ei n-au ce să mănânce. Pentru că n-au avut salarii mari ca să aibă pensii mari și atunci pur și simplu nu mai poate să activeze și pur și simplu mulți oameni de cultură sunt aproape muritori de foame. E, cine a făcut legea asta, pur și simplu venerează aceștia? Un om de afaceri a fost promotorul acelei legi. Deci, cum să spun eu, propunerea mea din toate pozițiile astea pe care le-am și le-am avut este să fim mai atenți cum tratăm politicienii și oamenii de afaceri. Adică să ne ferim să luăm numai latura peiorativă pentru că greșim. Da, nu mai avem foarte mult din discuție. Vreau să ne vorbiți și despre colaborarea cu interesanta lumea teatrului. Sunteți scenarist, aveți deja câteva piese ale dumneavoastră. Cum a fost acest început și ce anume v-a dat involvit? Colaborăm pe latura literară cu diverse publicații, sunt în conducerea la vreo 4-5 publicații literare, culturale. Am ajuns și la Uniunea Ziariștilor, unde sunt membru, și dând discuție, acolo e un nucleu foarte, foarte dedicat activității culturale, în speță în jurul revistei Cronica Timpului se întâmplă treaba asta. A fost și o inițiativă de a înființa un teatru. Am intrat și eu în această inițiativă, s-a stabilit pe undeva ca, cum să spun eu, Rodica Subțirelu, care este acolo la la Uniunea Ziariștilor, este, să spunem, șeful de proiect pe treaba asta, dar pe urmă împreună acolo am găsit în persoana actriței Claudia Motea, care tocmai se întorsese din Canada, din SUA, unde avut o activitate foarte meritorie și foarte cunoscută, să fie director artistic la această inițiativă. Și pe urmă am început. Toți de acolo am făcut vreo 6 luni de pregătire de actorie, pur și simplu. De actorie, de regie, cu ea și cu alții.
Și după aia am început să selectăm din ce am scris mai mult pe acolo și din ce am mai luat de până alte părți, anumite scenete, și până la urmă am ajuns chiar la piese mai mari, piese de teatru, mai multe acte. Și s-a făcut primul, i-am dat și o denumire, mă rog, așa a ieșit în final, Teatrul Nostru se cheamă, care a avut primul spectacol pe, dacă nu mă știu, până decembrie, nu știu ce, decembrie, un spectacol cu format din mai multe scenete, mai multe, între care una e scrisă de mine, care e și foarte bine. Despre ce ați scris? Este o scenetă filozofică, este așa, cu un bărbat care stă pe o scară, să cheamă atenția la scară, care stă pe scară tot timpul și vorbește cu soția care mătură pe jos și reia toată viața lor de când s-au cunoscut la liceu și ea l-a refuzat și pe urmă toată lupta lui Dao cu Ceri și așa mai departe, la care ea la un moment dat reacționat și te-a apucat toate treburile astea acum și stat pe scară acolo, caz dracu de acolo și citește mai pe. Și răspunsul, și ăsta e sfârșitul, pentru că am aflat că am cancer. Și a fost un moment de a ne rememora viața. Nu se așteaptă publicul la finalul acesta, la momentul acesta, nu? Și e o piesă care transmite, cu siguranță. E foarte bine regizată, este foarte bine făcută și a avut un impact foarte, adică publicului la prezentarea. Spuneați că chiar că sunteți în discuții cu Teatrul din Târgoviște, ca această piesă poate să o vedeți. N-am ajuns la teatru, n-am avut la discuția Teatrul din Târgoviște, dar cu mai multe structuri. Aici este la un moment dat să venim să ținem spectacolul ăsta și aici. Deci ăsta este un spectacol care se poate ține, deci deja e terminat și se poate juca oriunde. Mai a fost unul care l-am făcut de pe 15 ianuarie pentru Mihai Eminescu. O concepție regizoară foarte interesantă. Mă rog, acolo am lucrat noi mai pe fugă, nu prea am avut așa timp. Iar acum avem unul legat de Brâncuș cu Dragobete, pentru că sunt amândoi săptămâna viitoare, adică 19 e ziua lui Brâncuș de naștere și 24 e Dragobetele, în care vom avea un spectacol care se cheamă Iubitele lui Brâncuș. Și este un scenariu și o regie foarte interesant, în care apar în prim plan celebrele iubite ale lui Brâncuș și care cela de la Vrancea, Milița Pătrașcu, Maria Tănase, domnișoara Pogani, Peggy, fata unui mare bogătaș american, o irlandeză care a adus-o pe aici și a creat furor pe acolo, pe la Hobița, că a adus-o la Hobița și a îmbrăcat-o în românește acolo și e foarte interesantă prezentarea asta cu irlandeza respectivă. Deci nouă personaje feminine importante și bărbații au roluri, mă rog, citesc niște aforisme așa, adică mai lăturalnice, așa e spectacol. Și cu destul de muzică gorjenească și Claudia e din Gorj, deci Claudia Motea e din Gorj și alături de Horațiu Mălăele, e un nucleu foarte puternic de actor, fiii Gorjului. Deci este un spectacol care are tot ce trebuie, cu siguranță. Da, poate reușim să-l vedem și noi, dacă nu aici, ce ele oricum, în general se introduc pe YouTube, se difuzează. Da. Deocamdată problema care o avem cu sala, pentru că întotdeauna ținem la cele două spectacole, unii n-am mai încăpunit și în clădire, nu vorbesc pe scări. Da. Pe de o parte este îmbucurător, pe de altă parte... Nu, na, vii la teatru și nu poți să intri în sală. Exact, da. Poate se va găsi o soluție și pentru problema aceasta. Da. Este foarte plăcută atmosfera. Este la început acum, când sunt mulți scriitori, nu mai eu acolo, care vin cu contribuțiile lor. Adică în sensul că noi ne facem singur tot. Adică ne scriem scenariile, ne facem regia, ne jucăm. Deci mai și avem actori. Și invitați. Nu, actori mai avem și invitați, chiar de la teatre profesioniști, adică de la teatru de comedie, de la am avut. Da, iată, un proiect interesant care vă ocupă destul de mult timp, spuneați. Repetițiile la teatru îmi ocupă cel mai mult timp în acum ultima jumătate de an. Da, ar fi practic ultima pasiune pe care v-ați descoperit-o. Da.
N-aș vrea să fie ultima. Mai aveți, sigur că, dar ce proiecte aveți chiar anul acesta? Ce proiecte mai aveți în plan? Nu, de-astea. Deci, mă rog, cu teatru, cu... Deci, piesa de teatru. Este o piesă de teatru după tipicul Tati, Aiche și Cadâr. Se cheamă Ioșca, Sică și Mitică. O piesă de teatru în trei acte. Deci, mare. Pe care să văd, cred că o vom pune tot noi în aplicare până la urmă. Ea s-a publicat ca mă rog, novelă așa, e publicată și, mă rog, tot eu m-am ocupat de dramatizarea ei, dar o transpune în piesă de teatru. Și care, eu zic că e interesantă în contextul actual, deci Ioșca, Sică și Mitică, fiind Ioșca este un cetățean de origine maghiar, deci un maghiar, Sică e un evreu și Mitică e românul. Și eu am lucrat mult, eu am lucrat foarte mult și cu unguri și cu evrei, adică am avut în subordine, am colaborat cu ei, am avut și la Camera de Comerț și la Institut, am lucrat cu foarte mult și unguri și evrei. Și este din experiența mea de a lucra cu minoritățile o experiență în care am învățat enorm, mi-a fost foarte utilă și recomand oricui să depășească orice fel de prejudecăți și să intre cu tot sufletul într-o colaborare etnică, fără niciun fel de reținere. Am avut o experiență iarăși când am fost la sanatoriul la Mangalia și am stat 7 ani acolo, o experiență cu turci. Deci acolo am cunoscut foarte mulți turci tătari cu care m-am simțit excelent și cu care am avut o colaborare. O conviețuire foarte bună. Exact. Da. Deci pe undeva această piesă de teatru Ioșca, Sică și Mitică e opinia mea cumva din experiența mea de viață de a trăi cu... Mai este pe acolo și un segment cu armeni până... Deci mă rog, titlul, mă rog, l-am ales și eu așa, dar nu e vorba numai despre unguri și evreni, ci e vorba și armeni și turci, sunt mai largă. Și romi. Și romi. La Târgoviște ce planuri aveți? Pe unde vă mai văd dâmbovițenii în perioada aceasta? La Societatea Scriitorilor, unde în limita posibilităților vin la fiecare ședință care este ultima sâmbătă din lună. La Casa de Cultură, unde se mai fac recitări din când în când. Mi-am propus și eu să vin, dar n-am venit până acum, dar știu de acțiunea în sine. Am mai fost pe la alte evenimente, lansări și alte treburi de genul ăsta la Casa de Cultură. Și în diverse publicații, adică am mai scris pentru diverse monografii a orașului, a județului. Eu sunt cel care am introdus foarte multe date despre, nu numai despre județ și despre Târgoviște, dar și despre Găiești și despre Ludești și despre alte, pe unde am avut informații, am introdus multe în Wikipedia, deci multe din ce sunt pe Wikipedia acolo sunt introduse de mine și le-aș recomanda celor care să pricep să facă treaba asta, să contribuie, pentru că Wikipedia asta și în română, dar mai ales și în alte limbi, circulă foarte multe, foarte căutată și află dacă nu ești de acolo, nu există, cum să spun. Da, vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația, a fost o discuție neterminată. Vă mai așteptăm pe viitor la o altă ediție cu noi formații, noi proiecte, cine știe. Cu mare plăcere, mare plăcere. Nu, e, acum, cum să spun eu, nici eu nu mi-am propus, e greu să faci o sinteză, o viață într-o emisiune, dar din punctul meu de vedere, eu sunt prezent și pe internet și tipărituri și în ziare și în reviste și în cărți și așa mai departe, acum și în teatru, în general am posibil. Îmi spun părerile, adică apar în societate părerile mele, nu rămân, v-am spus, pericolul dacă rămân în cap e să dea pe din afară. Și e o explicație treaba asta de ce anumiți oameni iubesc foarte mult natura, vezi Eminescu, și animalele, vezi Nietzsche. Dar uite acest lucru, e o evadare, adică la un moment dat gândurile se adună foarte mult și cu animalele și cu natura te relaxezi mai ușor decât cu oamenii. De ce? Pentru că ele nu te contrazic. Da, și totuși există un schimb de energie. Schimb cu ele, dar fără să te... Bine, animalul mai te contrage câteodată, mai te și mușcă. Mai latră, da. Mai latră, dar și natura n-am reușit nu. Să citim niște versuri și aș vrea să vă rog să încheiați așa. Da. Am găsit aici acea poezie, Oameni și câini. Da. Dacă doriți să ne citiți din aceasta dumneavoastră și imediat după ce încheiați, colegul să vină cu pauza de publicitate, mai avem finalul cu evenimentele zilei în câteva minute. Oameni și câini.
ca un copil care rămâne mereu mic, ca un adult care nu uită nimic, era consecvent în tot ce făcea, te mușca deși te iubea. M-a făcut să cunosc oameni noi, ne-a ajutat să ne știm mai bine între noi, ne-a învățat să nu fim rasiști, iubindu-i la fel, pe cei albi, pe cei negri sau pe metiși. Era peste tot în ochii lui blânzi, venea peste tine când vroiai să te întinzi și ca prin minune el te lingea exact acolo unde te durea. Acum ce mult îmi lipsește, a fost și mă doare că nu mai este, l-a luat la el Dumnezeu pe bletii cățelul meu. Iată, o poezie apărută în volumul Românul Ciclic, da? Da. Vă mulțumim încă o dată, domnule profesor. Dragi prieteni, ne revedem în câteva minute. Iarăși trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Și vă mulțumim. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754-051-552. Office Container, producător din anul 2004. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperare. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați! Cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm!
Da. Am revenit, dragi prieteni. Eu am rămas pentru că domnul profesor mi-a lăsat cronica timpului și am rămas să mai citesc. Alături de mine a sosit colegul Costin... Fiul risipitor. Era să-ți spun Costică. Păi da, Costică, mitică, Costin, nume românești. Niculae, care este la curent cu informațiile zilei și aș vrea să ne spui care ar fi informațiile zilei. Sunt la curent cu informațiile zilei. Totdeauna ești la curent cu informațiile zilei. Hai să spun. Anunțul este legat de apă pentru data de 17. Astăzi suntem în 17 februarie. 17, da. Astăzi se ia apă sau mâine? Mâine, cred. Parcă 18. Da, mâine. Târgovișenii trebuie să fie pe recepție pentru că cei din anumite blocuri, că am văzut că au fost anunțate scările de bloc, sunt în pericol, în pericol. Vor rămâne fără apă doar câteva ore, între 9 și 12, între orele 9 și 12, mâine dimineață, pentru cei din zona de centru mai ales. Așa că ar fi bine să vă faceți provizii. Noi, sigur, suntem pe listă, că ne-am văzut blocul C5. În alte ordine de idei, interesantă publicația aceasta, Costin. Știi că mi-am amintit acum și eu sunt membra Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Da. Ai urmărit discuția cu domnul profesor? Da, am urmărit. A fost, cred, una dintre cele mai interesante din ultima perioadă, da. Nu? Da. Foarte interesantă, oricum, și a rămas deschisă. Atâtea subiecte ar mai fi putut fi abordate și puteam să-l întrebăm tot felul de lucruri, având în vedere experiența pe care o are și, mă rog, cărțile citite, scrise și totul. Dar, cu siguranță, va mai veni și într-o altă ediție Cafeaua de 10. Am văzut, vremea s-a răcit, am simțit cu toții pe propria piele de dimineață, nu? Da, acum avem 9 grade la Târgoviște. Doar 9 grade? Da. Față de ieri când am avut 21. Da. Păi eu cred că iarna își amintește să-și facă simțită prezența și nu mai lasă primăvara să-și facă de cap. La Târgoviște atmosfera de primăvară s-a instalat odată cu vremea bună și cu un cort în piața Tricolorului care ne amintește cu toții de faptul că se apropie mărțișorul. Ai văzut? Ce să văd? Tarabele cu mărțișoare din Nu le-am văzut. Nu? Eu am trecut pe acolo și... Te-ai cumpărat ceva? Da, mi-am luat o vază pentru ghiocei. Da. Și ghiocei de unde cumperi? Îi primești. Am înțeles. Bine, dacă ești așa drăguță ca mine, dacă nu, mai aștepți. Am constatat anul acesta, printre comercianți, și prezența unor... artiști handmade pe care chiar vreau să-i încurajăm. Au făcut niște lucruri foarte frumoase și deloc scumpe, mai ales dacă ținem cont de prețurile celorlalte, și chiar vreau să-i încurajăm și sper să vă reușim să aducem în emisiune 2-3 dintre ei. În rest, mă rog, vedem ce vedem pe toate tarabele de porunde în tot timpul anului. Nu? Tu ce alegi să cumperi când mergi într-o... Când îți faci cumpărăturile de mărțișor, la ce te uiți? Ceapă, castraveți, cartofi. Și le pui șnuruleț sau fără șnuruleț? Nu, fără. Da? Da. Da, o inițiativă interesantă legată de mărțișorul. Ai putea să-l faci, uite, nu trebuie să-l cumpere. Îl poți confecționa. Eu? Da. Nu am timp. Nu? Nu. Nu observ că sunt, era să zic, odihnit, obosit. Am văzut N-am reușit să dorm decât 3 ore azi noapte, nu știu de ce. N-a fost lună plină. A fost transform, plină doar pe o parte. Nu mă transform. Am înțeles, da. Uite, cine nu vrea să cumpere sau nu poate sau nu are alte motive, există varianta aceasta de a confecționa propriul mărțișor. Legat de asta, chiar am văzut că există o acțiune organizată și la noi, la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu, unde se plănuiește în perioada aceasta un fel de șezătoare, o întâlnire cu cei care vor să-și confecționeze propriile mărțișoare. Am văzut chiar astfel de inițiative și în mediul online. Știu despre una dintre ele care sigur îți va plăcea. Români care trimit mărțișoare în Republica Moldova.
În Basarabia. Adică în Basarabia. Mărțișoare confecționate de ei în mod tradițional, din lână împletită, din două culori, alb-negru sau roșu-negru. Știi că și... sau roșu-alb. Există alb-negru oi se cu lână roșie? Păi... Na, se mai pot vopsi cu fibre vegetale și... Da, totul natural. Totul natural. Că doar știm bine ce culori au costumele noastre tradiționale românești. Da, iată o inițiativă interesantă, nu? Cum ar fi să faci și tu două, trei mălțișoare să le trimiți peste Prut. Ele trebuie să fie cam cât să cuprindă încheietura mâinii. Inițiativa a avut o arhitectă care are mai nou preocupări, mai nou de câțiva ani preocupări în domeniul acesta al artelor, Ioana Corduneanu. Sigur, ai auzit de ea. E foarte ok inițiativa, cu toate că eu m-aș axa mai mult pe trimiterea de cărți în Basarabia. Păi, legat de subiectul acesta, știu bine că există o inițiativă la nivelul Consiliului Județean în subordine la nivelul Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu de a dota cu fond de carte o bibliotecă din raionul Ialoveni din Republica Moldova, raion cu care județul Dâmbovița este înfrățit. Și eu nu pot decât să salut o astfel de decizie. Iarăși am văzut că circulă o informație pe care nu am verificat-o personal, precum că de-ai noștri din județ, Consiliul Județean în speță, ar finanța construirea unei grădinițe tot în raionul Ialoveni. Foarte bine. Mie mi se pare că, da, nu este cazul să ne supărăm, tocmai caz. Pentru faptul că noi îi ajutăm pe ei și avem posibilitatea aceasta. Sincer, eu, este dacă un lucru ar fi extraordinar. După mine, aș renunța la asfaltarea unei străzi pentru construirea unei grădinițe acolo. Da, e un proiect despre care se discută acum și am văzut că sunt destule voci împotrivă. Cel privind fondul de carte n-a avut parte de aceeași, cum să zic, aceleași atacuri. Totuși, chiar și eu am fost surprinsă să aflu la întoarcerea celor care au participat la una dintre delegațiile din raionul Ialoveni și care au povestit că, într-adevăr, în biblioteca de acolo nu exista nici măcar o carte în limba română. Da, adică știu măcar situația, cu asta chiar putem ajuta. Cunosc situația, mai dau un exemplu, asociația din care fac eu parte, Acțiunea 2012, are un proiect de genul ăsta la nivel național. Strâng cărți din donații în mare parte care sunt trimise în școli și în bibliotecile din Basarabia. Cărți în limba română, pentru că sunt foarte puține, majoritatea au fost arse. Mă rog, așa a fost situația atunci. Ca să se treacă la literatura în limba rusă. Și am o informație de ultimă oră care cu siguranță te interesează. Așa numită legea defăimării intră la votul final astăzi la ora 12:30. O să stau cu emoții. Nu. Mai iau o cafea după ora 12 să vedem ce... Având în vedere amendamentele care au fost aduse în zilele precedente, nu cred că mă interesează așa de mult ce se întâmplă. Până la urmă, cum a rămas? Ce pedepse sunt? Cum sunt? Știu că, din ce am citit ieri, în articolul pe care l-am acum în față, nu am specificat foarte clar, dar am citit ieri cum că amenda... vestita amendă a fost scoasă și inclusiv termenul de defăimare a fost eliminate din conținutul legii. Și cu ce a fost înlocuit? Toleranță. Cu toleranță? Da. Ah, da, așa e că am discutat despre casele de toleranță. Da, nu-i nicio problemă. O să monitorizăm și noi situația. Da, e interesantă revista. Chiar o să o citesc din scoarță în scoarță. Cronica timpului. Da. În altă ordine de idei, astăzi este programată la ora 13 o ședință ordinară la Consiliul Județean Dâmbovița. Vom fi prezenți acolo, vom înregistra evenimentul și o să vă ținem la curent cu ce proiecte se mai aprobă, cu ce opinii mai prezintă acolo consilierii județeni, mă rog, aceia care mai prezintă din când în când câte o opinie, că nu toți sunt foarte activi.
ca și în parlament, de altfel, ai văzut. Spun că atâția n-au loc să vorbească toți. Da. Așa că unii fac cu rândul. Mai. Da, unii se mai întreabă, zice, a, am votat eu legea asta? Eu n-am făcut eu așa. Da, deci astăzi avem ședință, vom avea subiecte interesante cu siguranță după această întâlnire. Ieri a fost o zi importantă pentru Târgoviște, a primit vizita ambasadorului Republicii Poloneze atât la Primăria Municipiului Târgoviște, cât și la Universitatea Valahia, unde a fost chiar o expoziție care s-a bucurat de prezența excelenței sale, Martin Vilcek. Am zis bine? Nu știu. Eu cu poloneza nu mă descurc. Doar de cu... Au aici la patiserie ceva. Și aia? Ce dai? Da. Oricum a fost o zi interesantă și am urmărit cu atenție cum a fost primirea făcută de către oficialitățile locale. Primarul Cristian Stan vorbește foarte bine limba engleză și chiar mi-a plăcut asta. A avut o conversație cu excelența sa, ambasadorul. Au discutat problema colaborărilor economice dintre România și colaborări în plan economic dintre România și Polonia și în plan local ce putem face pentru ca mai mulți investitori din Polonia să fie atrași de plaiurile mioritice dâmbovițene. Mai degrabă Târgoviștea, care nu este chiar un plai mioritic. E un plai mioritic, Târgoviștea. Există deja, după cum bine știm, o firmă cu capital polonez, unul dintre marii recuperatori de creanțe, care are sediu aici, în Târgoviște. Și ieri a fost chiar inaugurat noul sediu. Auzi, dar e cumva sediul în clădirea aceea nouă de pe bulevardul... Care traversează șoseaua? Da. E o clădire care se continuă până pe partea cealaltă străzi, nu? Aia zici, nu? Te trebuie să treci pe sub ea ca să ai loc pe trotuar. Da, e impresia că ești interior când treci. Și ti se pare că se prăbușește cum s-a prăbușit stânca aceea de la Lespes. Dar să nu vă sperați, pot să escalade și eu până partea cealaltă? Da, adică niște lucruri parcă nu sunt, nu arată chiar cum ar trebui să arate, nu știu, zicem noi așa. Din perioada medievală, așa se construia atunci. Nu, da. Nu. Avem, sunt puține imagini ce-i drept cu Târgoviștea în perioada medievală, nici nu mai seamănă, din păcate. Am o informație. Dar sunt niște oameni care se străduiesc să mai descroape din trecutul acesta istoric. O informație de ultim moment, înainte de final, nu se referă la zona noastră, dar vreau să spun, se efectuează percheziții de către DNA la Primăria Sfântul Gheorghe, în județul Arghit. Da, tu aici ai cu Sfântul Gheorghe, toată ziua, bună ziua cu Sfântul Gheorghe. Ei, sunt niște percheziții, sunt niște cercetări, nu trebuie de fiecare dată să ne imaginăm că dacă cineva vine și ne cere un document, cine știe ce se întâmplă. Sau dacă cineva vine și ne spune să-l însoțim la poliție, trebuie să ne speriem. Nu trebuie să ne speriem, dar trebuie să ne așteptăm că dacă totuși am greșit cu ceva, la un moment dat, este foarte probabil să fim pedepsiți. Ce părere ai de asta? Da, acolo se greșește cam des. Sub aceste auspicii încheiem noi ediția de astăzi a emisiunii Cafeaua de 10. Costin, mulțumesc că ai venit să mă însoțești acum pe final. Cu mare plăcere. Oricând. Domnul profesor avea destule alte treburi, s-a dus să le rezolve. Suntem convinși însă că au fost destui cei care l-au urmărit. Puteți vedea emisiunea aceasta dacă n-ați văzut de la început. În reluare o puteți vedea în această noapte de la ora 1 noaptea sau puteți accesa pagina... site-ul nostru, site-ul televiziunii www.columnatv.ro, secțiunea emisiuni, secțiunea Cafeaua de 10 și căutați pagina data de Facebook, televiziunea inclusiv, Columna. Da, pagina de Facebook, iată lucruri de care se ocupă colegul Costin Niculae aici de față și despre care o să avem timp să vă mai vorbim, să aveți o zi frumoasă, vă dăm întâlnire și mâine. Mâine noi de doi? La ora 10, noi cred doi. Că da. Da, cred că da. Costică, nu te văd bine. Nici eu nu mă văd mâine bine. De la ora 10, tot la Columna TV. La revedere!